Adrian Bumbescu. Nu a fost cam toată lumea, a fost foarte puțin. Vorbim de meciul de duminică. S-a celebrat acolo, bineînțeles, 7 mai, Sevilla 86, 37 de ani. Noi vineri am vorbit aici, am făcut o emisiune specială cu dumneavoastră, cu domnul Belodedici, cu domnul Beloni. Acum discuția, iată, se duce din nou în altă parte. Dumneavoastră ați ales să mergeți la CSM, la handbal. Și a fost o atmosferă foarte frumoasă. Au fost și jucătorii FCSB-ului acolo. Din păcate, am fost și CSM-ul cu colegii mei sâmbătă la un mall în București, unde a participat și Tudor Stoica, Bumbescu, Iovan, Belo cu mine. Și a fost foarte frumos și acolo am fost întrebat dacă voi merge la stadion. Și am zis, nu, nu mi se pare normal să servez această zi de 7 mai, 10 minute pe stadion acolo, să merg pe iarbă acolo la centrul terenului, să salut publicul și să plec acasă. Nu, i-am zis, oricând merg cu plăcere, în momentul în care se va organiza la un restaurant unde putem merge împreună cu soțiile, cum am făcut practic până acum 7 ani de zile, la căile Grădiștei, merg cu orice. Da, eu țin să-i felicit totuși pe suporterii celor de la CSEA Steaua, pentru coreografie care au făcut-o, a fost foarte frumos. Acolo tribuna, din păcate, cam puțin. Din păcate, sărbătoare. O spun eu. Sărbătoarea colegilor mei care au ieșit 10 minute pe teren acolo a fost jenantă pentru cei care au organizat acest eveniment. Păcat. Da, și puțină lume, asta spun, pe stadion, un stadion care are o capacitate de 30 plus de mii, da? Nu te așteptai să fii mai mult. Din unele surse au fost 2000, altele mai optimiste au dat 5-6000. Dacă facem o medie așa, 4000 de oameni, 5000, hai să zicem, să fim generoși, pentru o astfel de sărbătoare, câștigarea Cupei Campionilor, prea puțin. Mult prea puțin, dar nu se face. Acest eveniment, dacă se făcea, cum s-au făcut la 10 ani, se chemă o festivitate, o echipă cum era Barcelona atunci, s-a făcut la 10 ani de zile de la Sevilla. Atunci da, o faci pe stadion, dar așa cum să sărbătorești pe stadion? N-ai nicio modalitate, doar faptul că te prezintă. Nu, și am mai spus, sunt prea bătrân deja ca să mai particip la evenimentele astea de imagine, de nu știu ce. Nu. Dacă vreau să organizeze, încă o dată spun, puteau să organizeze oriunde, într-un local, să ne cheme, să fim noi cu soțiile, să depănăm amintiri, să ne bucurăm. Ceva, într-adevăr. În rest, să merg acolo 5-10 minute pe iarbă și să plece acasă, care-i treaba. Da, poză cu maimuța. Da. Bun, cum vi se pare acest